Aici deschidem Sfânta Scriptură și descoperim deodată că într-un început Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Deci știm că exista puterea Sfintei Treimi, deci unirea ipostatică într-o singură ființă dumnezeiască, și întâlnim lucrarea Tatălui în ce? În crearea, sau cum îi spunem noi în dogmatică, referatul biblic, în crearea lumii văzute și nevăzute. Și aici sinteza Scripturii este foarte înaltă. Deci Moise, când a scris insuflat de Duhul Sfânt Sfânta Scriptură, pe la anul 3500, pentru că a mers doar pe viugrai și prin tradiții insuflate de Duhul Sfânt, deci cu 1500 de ani aproape înainte de Hristos, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, s-au scris primele cărți ale Scripturii, deci Pentateuchul, cum îi spune. Și atunci când s-a arătat capitolul facerii, toată esența lumii văzute și nevăzute a fost condimentată într-o singură frază. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Pământul, deci, nu are o vârstă. Și am să vă spun de ce. S-a demonstrat științific și s-a demonstrat și faptic prin scrierea Sfinților Părinți, prin învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur la tălcuiri la Cartea Facerii și prin Sfântul Vasile cel Mare la tălcuiri la Exaimeron, sau scrierea celei mai mari cărți de cultură filozofică creștină, deci în timpul vremii lui, secolul 3-4. Deci când arată clar și categoric că Dumnezeu este creatorul universului și a pământului material pe care noi îl locuim în mai multe etape. Și există etapa întâia, care se mai numește, după învățătura Sfinților Părinți, etapă fără început. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, dar nu spune ce era acel început. Deci nu se legitimează, nu era o dată. Nu erau stele, nu era soare, nu era zi, nu era noapte. Deci era doar Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Deci Duhul lui Dumnezeu păzea toată materia. Materia era ca un aluat, ca o lavă. Materia era ca o amestecătură. Acolo era și sămânță de pomi, acolo era și sămânța animalelor, și a păsărilor, și a peștilor, și a ierburilor, și a viețuitoarelor, a tot stătea în cocoloșul ăla. Știința vorbește de Big Bang, așa, dintr-o întâmplare. Ei, nu este hazard, ci Dumnezeu le-a creat cu bună rânduială și în momentul când a zis că a făcut cerul și pământul, pământul arată clar, era netocmit și gol. Deci exact cum te-ai duce într-un pustiu, să spunem, dar e insuficient răspunsul, pentru că poate acolo există nisip, există lumină, există soare, ceea ce acolo nu exista. Era un întuneric de nepătruns. Dar peste acest întuneric de nepătruns exista o lume nevăzută a îngerilor care se bucura de lumina lui Dumnezeu. Și aici intrau ierarhiile și cetele cerești, cum arată Dionisie Areopagitul. Neștiute, necunoscute, nedescrise, neexplicate, netălcuite, neexpuse, neierarhizate. Și alea lăudau permanent pe Dumnezeu. Dumnezeu și-a dat seama că ceea ce a făcut este incomplet și trebuie desăvârșit, exact cum gospodina își face un platou cu salată și apoi îl ornează cu toate floricelele. Și a zis așa, întâi să fie lumină. Ce fel de lumină? Lumină divină, deci lumină dumnezeiască. Și Părintele Cleopa completa întotdeauna foarte frumos de la scrierea Marelui Vasile din Exaimeron. N-a făcut o lumină care a fost alcătuită prin bătaie de ciocan, ci prin cuvânt. Pentru că așa spune în canoane, lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul. La înviere, la fel se spune, toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cel de sub, iată a doua restaurare a lumii, deci a doua creație a lumii. La nașterea Mântuitorului, hai să luăm întâi buna vestire, din nou, aceeași restaurare a lumii, la schimbarea la față pe Tabor, aceeași restaurare a lumii, aceeași lumină. Deci în toate punctele ne întâlnim lumină. Ei, această lumină divină nu era luminată nici de soare, nici de stele, nici de lună, deci de aceea nu putem vorbi deodată. Deci noi nu putem vorbi de un act de naștere, dar acest act de naștere va dura, în conceptul științific, miliarde de ani, în conceptul cercetărilor arheologice, antropologice, geologice și așa mai departe, sute sau mii de miliarde de ani, iar la Dumnezeu erau clipe. Și spune așa, că după ce a zis să fie lumină, a fost o zi și seară, ziua întâia, și Dumnezeu a văzut că-s bune. Și a spus să fie pământul uscat și apele să numească mări și oceane. Deci, iată o altă zi. Nimeni nu știe cum a avut loc această transformare. Deci nimeni nu poate să o descrie, pentru că nu era de față. N-avea cine să vadă, nici îngerii nu vedeau, pentru că pământul era întunecat, Dumnezeu era lumina. Dar în momentul în care a poruncit și a spus pământul să dea pomi și iarbă, apa să dea viețuitoare, cerul să dea păsările și așa mai departe, și dobitoace, pământul și așa mai departe, deci în momentul acela pământul s-a umplut de tot felul de creații. Și aici rămâne întâmplarea care nouă ne este inexplicabilă. Ce este cu acea epocă sau, dacă vreți, perioadă a dinozaurilor, a reptililor uriași, a tuturor lucrurilor? Ei, acestea sunt măsuri ale facerii lui Dumnezeu, de El știute, de El gândite, de El cunoscute. Deci nedescoperite minții omului. Omul cercetează, atât. El poate să confirme că Dumnezeu a făcut acel lucru. Când s-a găsit o fosilă de dinozaur, o fosilă de brontozaur și așa mai departe. Deci asta confirmă că Dumnezeu n-a spus minciuni în Scriptură, dar nu confirmă în cât timp le-a creat Dumnezeu. A venit și a treia zi, din nou, fără soare, fără lună, fără stele, fără nimic. Și în clipa aceea, Dumnezeu a spus să vină luminătorii cei mari, și s-a pus soarele spre cer, spre stăpânirea zilei, luna și stelele pe cer, spre stăpânirea nopții. Și aici psalmistul arată destul de frumos. Toate le-ai făcut spre vremi, spre zile și spre ani. Deci din clipa aceasta se poate vorbi de o vârstă a pământului. Deci pământul este de o vârstă cu soarele, nu de o vârstă cu Dumnezeu. Că Dumnezeu e fără de început și fără de sfârșit. Dar pământul este de o vârstă cu soarele. Pentru că soarele, așa spune psalmistul, străbate ca un uriaș ce aleargă cale de la un capăt la celălalt, de la răsărit la apus, și nimeni nu se ascunde de lumina lui, și acolo și-a pus scaunul lui, în soare. De ce? Acel soare este atât de puternic, este exact ce discutam noi în cursul zilei după amiază astăzi, când v-am explicat de acel cer de foc, de care nu trece nimic necurat în Împărăția Lui Dumnezeu, în ierarhiile îngerești. Deci aceasta este diviziunea celor două lumi. Este atmosfera pe care noi o respirăm și este singurul înveliș de viață, care este pronia și darul Lui Dumnezeu, sau viața din Dumnezeu, izvorul vieții, prin care nu știu cum i-am spus. Deci noi nu respirăm oxigen, respirăm viață. Deci nimeni nu poate arăta un procedeu tehnic prin care omul, trăgând o gură de aer, primește de fapt în el viață. Și în clipa în care noi respirăm această viață, noi îl respirăm pe Dumnezeu. Dar ce respirăm? Duhul lui cel Sfânt, cel ce ai răsuflat aerul, cel ce ai pus gheața ca pâinile, cel ce ai presurat negura ca cenușa, cel ce ai scos din visterii vânturile, cel ce ai pus norii deasupra ta, cel ce ai pus cerul ca un cort,